Mânat probabil de spiritul liber al dacilor, un hunedorean a decis să urce pe statuia ecvestră din centrul municipiului Deva. Preț de câteva minute, acesta a călărit steagul de luptă al dacilor, ce reprezintă un șarpe cu cap de lup. Distracția nu a durat prea mult însă, căci polițiștii locali deveni l-au identificat și i-au aplicat și o amendă pentru gestul său necugetat. La dispeceratul poliției locale a fost sesizat faptul că un adult s-a urcat pe statuia din centrul municipiului Deva. La fața locului s-a deplasat un echipaj al poliției locale Serviciul Ordine Publică. Au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, motiv pentru care s-a trecut la stabilirea identității persoanei, născut în anul 1987, cu domiciliul în municipiul Hunedoara. Acesta a fost sancționat contravențional pentru fapta pe care a comis-o. Sancțiunea contravențională este prevăzută cu valori între 200 și 500 de lei, acesta fiind sancționat cu suma de 300 de lei.